Ne bucurăm că sunteți cu toți aici și când spunem că ne bucurăm, noi chiar ne bucurăm. Chiar dacă suntem pasionați de tehnologie și în zona de online folosim foarte multe expresii în care nu credem sau le înlocuim cu emoticoane, chiar și evenimentul din seara aceasta al pasionaților de tehnologie să fie în persoană e o noutate. Pentru că e greu să pleci din fața ecranului, să vezi oameni în carne și oase, să îi întâlnești, să vorbești cu ei, mai ales după perioada pandemiei. Dar iată că e un moment oportun să facem și lucrul acesta. Avem timp să ne întoarcem în spatele ecranelor mai târziu, dar în seara aceasta suntem împreună pentru că vrem să lansăm un concept nou, inedit în România, al celor pasionați de tehnologie, dar mai ales al oamenilor, tinerilor care au principii și valori creștine. Au fost foarte multe momente în România, o să menționez câteva importante care îmi vin mie în minte acum, de exemplu cazul Bonariu 2016, referendumul pentru familie 2018, cazul Furdui 2021. Au fost niște evenimente în care comunitatea evanghelică a fost, să zic așa, prinsă poate pe picior greșit în mediul online. Și era nevoie de oameni, de tineri, care aveau același crez, aceleași principii creștine, care trebuiau cumva să iasă la suprafață. Era nevoie, de exemplu, să creeze niște aplicații pentru a ține seama la protestele care au fost. Era poate nevoie de a crea niște clipuri de promovarea acestor cazuri și acestor situații. Au fost foarte multe momente în care puteam să ieșim în față pentru o cauză nobilă, pentru a aduce principiile creștine în societate. Dar timpul nu e târziu. Suntem aici exact pentru a face lucrul acesta și în seara aceasta o să vă prezentăm ce este proiectul FaithHack, de ce este și în România, care sunt pașii următori și ce putem face împreună. Pentru că este vorba de muncă de echipă, este vorba de un efort comun, dar cu entuziasm. Pentru că, în general, domniile voastre care sunteți implicați în tehnologie și în IT, vă place să creați lucruri, vă place să vedeți că ceea ce creați ajută, că au un impact. De aceea suntem în seara aceasta împreună.